Salut! Aș vrea să clarific un lucru care, cel puțin un comentariu lui Raul, care efectiv nu-l înțeleg și dacă problema este de elocvență, mea culpa, este vina mea. Dar partea care, să fim absolut clari, este că, cel puțin acest Raul, spune ceva de genul că am spus în mare parte despre experiența mea, de ce nu mi-aș aduce copii la adunare și am generalizat unele eșecuri din creștinism cu lideri corupți și abuzuri sexuale. Și aș pune secțiunea din clip, dar vă recomand să urmăriți toată dezbaterea, pentru că este important. Iar pentru cei care vor să vadă doar partea asta, trebuie să caute de la acest slide, acesta și acesta. Deci, și eventual, dacă sunteți interesați de partea de teologie, puneți pauză și uitați-vă la cărțile, dacă sunteți interesați efectiv de teologie. Dar să fim clari că aceasta este singura parte care a vorbit-o despre lideri. Și haideți să vedem despre ce era vorba, dar vă rog să vă uitați în clip. Și anume că am spus ca afirmația ca să îi apărăm pe copii de drag queen sau că nu știi că e femeie sau că bărbat, aceasta este spusă în lumea evanghelică și multe alte minciuni împotriva LGBT, iar pentru aceasta chiar tot ce trebuie să faceți este să urmăriți știrile. De genul, probabil că știți că acum 5 zile un bărbat a primit sentința de 18 ani închisoare pentru că a aruncat o bombă în biserică, pentru că biserica era pro-LGBT. Și el spune că o face exact ca să apere copiii. Deci poziția asta nu am mai auzit-o în experiența mea, că să fim absolut clar, eu nu sunt gay, LGBT, nu sunt queer sau ce-o fi, dar pot să înțeleg cu astfel de afirmație este falsă. Și partea este că, de exemplu, el spune că el nu a rănit pe niciunul și în fapt a rănit și lucruri de acest gen. Deci cineva care a pus o bombă, el credea că face misiunea divină. Și acest lucru să fie clar în jurul acestui minut 30, este doar un caz că cel puțin afirmația mea pleacă de la o premisă adevărată. Nu este o excepție, s-au auzit tot felul de lucruri despre LGBT și acestea se corelează și cu rate de suicid. Iar o altă parte care, să fim clari, poziția cu lideri, am spus, dacă sunteți interesați de un lucru în biserică unde se corup copiii, nu găsiți poze cu drag, bărbați cu rochie sau cum le se numește, femei cu barbă, care au violat sistematic copiii. Nu găsiți. Sau dacă găsiți, arătați. Dar, în realitate, în biserică, cei care îi corup, aceștia sunt. Deci, nu am auzit un scandal sexual în nicio biserică în care să fie implicat un drag, un gay. Sau dacă este gay, acela nu s-a pretins public, cel puțin gay. Pomohaci. Pare un om de treabă. Prieten bun cu Bustan sau de acest gen. Și Ianovici, că discutam acum câteva zile, cel puțin este discuția că a avut un scandal. La fel, om de treabă, nu cu barbă. Și asta e în România, dar așa este și peste tot. Iar dacă accepti premisa aceasta, aceasta nu are treabă cu liderii, ci dublul ăsta joc, în care este clar, pe de o parte este o minciună, poți să vedem studiile sau datele, și datele astea arată că este o dogmă, ceva fals și nejustificat. Și să fim clari, acest lucru este adevărat pentru toate argumentele care le-am pus, cel puțin în introducere. Iar acesta este că am separat de toate audiența, pentru că nu am să pun toți creștinii în aceeași oală, ar fi foarte impertinent, dar ideea că teoria evoluției este descalificată la școala duminicală este un lucru care l-a spus și oponentul. Faptul că au negat studiile medicale nu a fost criticat, cred eu că l-acceptă oponentul. Faptul că sunt biserici, cel puțin din lumea evanghelică, poate dacă el spune în Romica că nu este a lui, renunță la acest slide, dar așa cum am spus, există studii în care sunt biserici precum Pentecostal, Christian Science, Scientology și Mărturii Jehova, sunt implicați în neglijarea efectiv medicală a copiilor și copiii mor cu abuzul fizic și așa mai departe. Și lucrurile acestea, să fim absolut clari, acestea sunt o critică filozofică. Și această critică este numită pragmatism, și anume că te uiți
la lucrurile care sunt pretinse că ar trebui să meargă și te uiți în realitate și vezi că nu merg. De genul, crezi că, nu știu ce zic, că Dacia este mai bună decât un Honda. Dacia 1300 față de Honda Jazz care o am acasă. Și Dacia 1300 s-ar trebui să vezi că filozofic s-ar trebui să găsești argumente că este mult mai bună decât o Honda. Și un filozof bun s-ar trebui să te convingă absolut că este mai bună. Dar când mergi cu ea și îți cade o bucată de... îți cade toba pe stradă, am văzut asta cu ochii mei, este foarte puțin convingător argumentul ăsta filozofic, cel puțin. De ce? Pentru că de fiecare dată când îi cade la o mașină toba, s-ar trebui să fie nu neapărat din vina Daciei, cum este proiectată, dar servisul, sau că nu găsești piese cum trebuie, sau că manualul nu este bun, sau cine știe ce este. Dar mașina s-ar trebui să fie mai bună, filozofic vorbind, la fel. Dar ideea de a face o critică filozofică, în care pui cum merg lucrurile în realitate, este o critică filozofică. Și argumentarea este filozofică. Și o altă parte care, cel puțin acest creștin nu a prins-o, și probabil nici oponentul, este că am vorbit și de critici non-pragmatice. De genul, am discutat și recomand foarte călduros să urmăriți acest site. Iar în acest site, în mod concret, se discută cum filozofii văd anumite lucruri și pozițiile lui universale a lui Romică nu există. Și să fim absolut clari, nu există filozofie, nu există în cosmologie, nu există în lumea exegetică. Și un lucru care l-am discutat și am discutat destul de mult despre el este că nu există în matematicile și logicile speciale. Și bineînțeles, pot să nu mă crezi, dar de asta, cel puțin, mă miră când o persoană, în cazul acesta Raul, spune cum mai convinge un logician. Că aceasta este întrebarea pe subiect, pentru că Romica a postulat că există o lege universală a rațiunii. Și filozofii, matematicienii, logicienii, chiar cei care lucrează pe domeniu, nu spun. Și acest lucru, să fim absolut clar, am spus și eu a priori că... nu am vorbit deloc despre liderii corupți, ci am vorbit efectiv de o societate coruptă, cel puțin din punct de vedere rațional. Aș numi o schizofrenică, dacă poate mulți o să înțeleagă acest termen. Și un lucru ca să fim absolut clar. De ce contează foarte mult partea pragmatică? Că tot discutăm de filozofie și lucruri de acest gen. Dacă mulți oameni, cel puțin critică, de exemplu, Dacia 1300, Dacia, câteodată, măcar după ce a fost cumpărată, a ascultat și și-a îmbunătățit multe lucruri din ceea ce era Dacia bună de odinioară. Deci și-a îmbunătățit frânele, luminile, consumul și lucrurile acestea. Și s-ar putea, dacă o compari o Dacia cu, cel puțin cu model mai vechi de Honda Jazz, care... am, cel puțin, aproape sigur, prima generație depășește cam orice Dacia nouă, dacă nu a doua generație. Și eu am a treia generație de Jazz și poate o bate și pe a treia, poate nu, putem să dezbatem asta, dar este mult mai bună că s-a ascultat. Și, personal, acest lucru, pentru cei care nu au fost atenți, era chiar și de la începutul discuției. Că am spus că eu, în principiu, eu nu am nicio critică, dar creștinii se mută mult mai mult la un spectru în care practic nu am diferențe sau diferențe minore. Dacă, să luăm efectiv toate punctele, dacă lumea evanghelică începe ca și conservatori să accepte știința și să spună că oricine devaghează de la știință, așa cum o înțelegem, este necreștin. Deci tot conservator să fie, să fim absolut clari. Dacă ei spun că trebuie să primim cel mai bun tratament medical și trebuie să respectăm condiții gen carantină, dacă inclusiv anumite mișcări, cel puțin penticostale și care le-am pus martorii lui Jehova, încep să accepte tratamentele medicale, dacă este practic eliminat orice abuz fizic, cum a fost eliminată sclavia, cel puțin, dacă atunci când un pastor îți aruncă un verset de gen 1 Petru 2, care este folosit și azi, din câte știu eu, pentru femeile abuzate,
Are să fie pastorul dat afară și femeia ajutată să scape de un abuzator. Dacă membrii LGBT sunt tratați onorabil și corect conform datelor, dacă în lumea creștină se învață efectiv ce se știe despre Biblie rezonabil, că 1 și 2 și 3, 1 Timotei, 2 Timotei știt, nu sunt scrise de Pavel, atunci toți am fi mai bucuroși și creștinismul acesta evanghelic ar fi mai rațional. Asta este tot. Rațiunea fie cu voi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!